Salut! În urmă cu 3 săptămâni am separat acești pui de planta mamă de aloe vera. Haideți să vedem dacă după 3 săptămâni au făcut rădăcini și îi putem muta în alt ghiveci. Primul observăm că nu are rădăcini. Al doilea, veste bună. Al doilea are formată o rădăcină, deci îl putem pune în substrat. Și al treilea pui. Al treilea nu are rădăcină. Așa că pe cei care nu au format încă rădăcini, îi lăsăm în continuare în vasul cu apă, în păhăruțul lor, pentru mai mult timp. Iar pe cel care deja a format o rădăcină, îl mutăm într-un vas separat, ca să se poată dezvolta în voie. Mergem să luăm vasul cu pământ. Bun, avem acum lăstarul nostru care a format o rădăcină de aloe vera. Îl luăm și îl plantăm într-un substrat cu pământ de grădină. Îl punem încetişor să nu-i rupem lăstarul, presăm pământul încet în jurul rădăcinii cu două degete și udăm din abundență pentru un contact cât mai bun. Și gata! Noua plantă de aloe vera este la locul ei. O lăsăm să se dezvolte.